Pentru iubitorii de animale din Timișoara se anunță un weekend plin, astfel că pe lângă expoziția de iepuri și păsări de rasă de la Bastion, o mai pot vizita și pe cea de câini de la Arena Aquasport din Calea Dorobanților. Vor fi prezentate peste 50 de rase de câini cu proprietari din România, dar și din străinătate, cea mai îndepărtată zonă reprezentată fiind Brazilia. Sunt prezenți peste 1300 de câini din 17 țări. Cel mai îndepărtat câine a sosit din Brazilia. Sunt peste 120 de rase prezente. În cadrul expoziției chinologice vor avea loc și concursul pentru câini pentru categoria cel mai frumos exponat. Am câștigat tot ce se poate câștiga, se poate vedea, excelent, BOB, CACIB, cel mai bun al rasei. Avem invitați arbitri din mai multe țări, din America de Sud, din Columbia, din Marea Britanie, Turcia, Austria. Prima asociație chinologică din țara noastră a fost fondată la Timișoara, în anul 1922, sub denumirea de Asociația Câinilor de Poliție pentru România, ai cărei membrii fondatori au fost Paul Dietrich, Friedrich Hermann și Iosif Johar. Un an mai târziu, în 1923, tot în orașul de pe Bega are loc și prima expoziție chinologică din România.